Bine v-am găsit! Astăzi voi arăta cum conserv carne și cârneați pentru iarnă. Mă voi folosi tot de rețeta bunicii, care avea un truc pentru a fi carnea mai fragedă. Am 1,6 kg ceafă pe care am ținut-o în apă cu sare și condimente, plante aromatice. Am tăiat-o în bucăți mai mici și am clătit-o în apă. După aceea am pus apă cu sare, o lingură de sare la un litru de apă și am pus câte o crenguță de cimbru, oregano, foi de dafin, boabe de piper, puțină ceapă și 2-3 căței de usturoi. După aceea am lăsat-o o zi la frigider, după care am clătit-o în 3-4 ape până când apa este limpede. Și acum voi lua carnea și o voi pune în alt vas. Aici am o sită pe care o folosesc de obicei și la papanaș, la colțunaș. Cartofi prăjiți cine face, se poate folosi, este foarte practic, ocupă loc puțin. Am să pun carne aici. Și am 800 de grame de cârnați picanți. Și voi turna peste ele un litru de zeamă de varză murată sau mure, cum îi spunem noi. Voi pune capacul și o las la fier cam 20-30 de minute ar trebui lăsată după ce începe să fiarbă. Am acoperit cu o farfurie ca să nu iasă aburi în timp ce fierbe. Și voi ridica sita, las până nu mai ies abur. Se vede aici, a lăsat multă grăsime. Aceasta o voi arunca. Deci e zeama de varză și grăsimea care a rămas de pe carne și cârnați. Se vede că e saburi, am să las până când nu mai e saburi. Am pus carnea în două borcane, carnea și cârnații. După care torn ulei peste, se poate ulei cald sau ulei rece. Spre deosebire de varianta pe care o foloseam până acum pentru conservare carne și cârnați, am ales ca după ce le fierb în zeamă de varză murată, să nu le mai prăjesc în grăsime, le pun direct după ce au fier, le las să iasă puțin aburul, le pun în borcane și apoi pun ulei vegetal peste, puteți să puneți ulei de floarea soarelui sau de măsline, și apoi le puneți la sterilizat circa o oră după ce începe să fiarbă apa. Pun capacele și le pun la sterilizat, așa carnea va fi mult mai bună, nu va fi uscată ca și cea care se prăjește în grăsime. Nu mai lasă nici spumă ca să se depună pe pereții borcanului. Uitați ce frumos arată și așa va arăta și după sterilizare. Acum le pun la sterilizat.